First of all, I want to thank you, Miss Iasi, for inviting me here. I know her since 2016, and this young and restless manager that I used to call, we are still working on the process of how to develop things step by step. I like to believe that has been a positive influence coming from me and my organization towards your model, which we really want to be improved in the region. Secondly, welcome in the region for the European partners, and now with your acceptance, I would like to switch to Romanian language. I still hope that I have a message to give to my region stakeholders. Bună ziua și mă bucur să mă aflu astăzi la această conferință. Vă voi face o prezentare, sper eu, foarte scurtă. Am calculat dacă vorbesc 7 minute, s-ar putea să nu mai prind întreruperile de curent. Și atunci să mergem repede și să vă spun că organizația noastră este o organizație non-guvernamentală de utilitate publică care are drept scop dezvoltarea regională, a politicii de dezvoltare regională și implementarea ei. Ori, ghinion, implementarea acestei politici a fost concentrată timp de 15 ani spre dezvoltarea de infrastructuri de utilitate publică, investiții în drumuri, școli și alte edificii, iar în ultimii 5 ani, cu sprijinul conducerii organizației, ne-am focusat mai mult spre dezvoltarea competitivă, înțelegând că drumul nostru către Europa nu poate trece fără a pune accent pe competitivitate. Competitivitatea este legată, în primul rând, de performanța sectorului economic. Sectorul economic nu poate performa, însă, fără valoare adăugată. Care vine de unde? Vine din zona de cercetare aplicată și zona de dezvoltare inovativă. De aceea a apărut această inițiativă de a încerca să definim o strategie de dezvoltare inteligentă. Ce înseamnă inteligent? Să focusăm resursele investiționale pentru anumite domenii, domenii care au capacitatea și potențialul și competența necesară de a se reinventa, de a se dezvolta mai bine în viitor. De aceea, iată aici, ideea noastră a plecat de la faptul că specializarea inteligentă înseamnă o transformare economică care folosește locomotiva cercetării și a inovării. Ce înseamnă concret? Reconfigurarea unor sectoare de tradiție din regiunea noastră, așa cum sunt agrofood, textile și turism, apoi diversificarea activităților economice în industrii cu rol de catalizator, cum sunt biotehnologiile și tehnologia informațiilor și comunicațiilor, și nu în ultimul rând dezvoltarea de noi activități. Aici este zona în care ne-am dus cu sustenabilitatea. Când spune mediu, ne gândim la energie, ne gândim la eficiența resurselor, ne gândim la valorificarea inteligentă a apei. De ce? Pentru că, bine, argumente statistice sunt suficiente, vedeți și aici, plecăm de undeva unde structura economică a regiunii este bazată pe industrii cu valoare produse cu valoare adăugată relativ scăzută, unde nivelul de tehnologie, cu excepția sectorului TIC, este relativ redus spre mediu, și unde modelul de business se bazează în general pe prețul redus al forței de muncă și al materiilor prime. Ori situația se schimbă dramatic. Și atunci, care sunt instrumentele pe care le propunem? Este ca în aceste 6 zone să investim cu preponderență folosind următoarele tipuri de instrumente. Dezvoltarea competențelor, ați văzut că s-a vorbit aici foarte mult de competențe pentru tehnologii avansate, pentru noi modele de business, pentru noi sisteme de lucru, dacă doriți, pentru a investi în continuare în ceea ce înseamnă dezvoltarea companiilor, pentru a-și aduce tehnologie nouă și pentru a-și restructura sistemul de fabricație, și aici intră inclusiv componenta de transfer tehnologic, pentru a crea aceste
trenuri, aceste parteneriate de colaborare, rețele, structuri asociative formalizate care să vă ofere dumneavoastră platforma necesară de schimb de informații, de colaborare cu parteneri, de dezvoltare de noi proiecte. Despre textil, în ceea ce ne privește, așa cum s-a și recunoscut și în regiunea noastră, care comasează, să zicem așa, câțiva campioni în industria textilă, sunt aici și companii mari, foarte performante, sunt și foarte multe companii mici, dar foarte ambițioase, sunt peste 900 de companii, avem, așa cum s-a spus, mediul academic alături de noi și nu ne-a fost jenă să ajungem să căutăm sprijin pentru cercetare chiar și în afara regiunii, după cum ați văzut. Deci plecăm de la o industrie de tradiție, o industrie pe care noi o prețuim și o respectăm, care are rezultate semnificative de export, care însă are un model de business în care, așa cum au spus și colegii greci, performanța, marja de profit se câștigă prin excelență în calitate. Muncă foarte susținută pentru a obține top produse de cea mai bună calitate în condiții de concurență maximă. Și, bineînțeles, avem acest suport al celor care au know-how și competențele. Și vrem să ne îndreptăm spre o industrie, în viziunea noastră, digitalizată, circulară și integrată în niște lanțuri de valoare care valorifică creativitatea locală. Pentru noi sunt identificate niște nișe de specializare, pentru că sectorul textilelor este foarte vast, dar o să vedeți că din acest sector, coborând în profunzime, găsim actori și găsim ecou pentru anumite sectoare, cum sunt cele de materiale inovative, economie circulară, procese și aplicații de înaltă tehnicitate și, în ultimul rând, noi modele de afaceri. De ce? Pentru că dacă vrei cu adevărat să observi o transformare economică, atunci trebuie să se întâmple lucruri în anumite nișe concentrate. De aceea, când spunem materiale inovative, spre exemplu, spunem materiale care au funcționalități noi, care sunt aplicații eco cu valorificare în industria medicală, de automotive, de construcții și o să vedeți și niște exemple. S-a vorbit de lanțul valoric. Înainte de a ne propune cum le modernizăm și cum intervenim asupra lor, noi ne-am uitat spre ceea ce mai există în regiunea noastră. Cândva, o industrie de succes bine integrată, cu centrală de textile în regiunea noastră, astăzi se prezintă fracturată. Suntem cu niște resturi dintr-un mare schelet care încearcă să se readune pentru a se pune în mișcare. Două lanțuri valorice sunt foarte importante și destul de specifice. Unul cel al tricotajelor și celălalt al sectorului de confecții, de îmbrăcăminte. Acolo sunt deocamdată cele mai multe activități economice și efervescență de idei. Dar mai sunt încă două zone în care credem că ar trebui să investim, pentru că au de-a face, așa cum s-a văzut, cu transformarea spre care tindem și spre care nu putem ajunge dacă nu inventăm și descoperim chiar și noi activități economice. Zona aceasta de exploatare a firelor naturale, întreruptă în mod nefericit după anul 1990, inu, cânepa, să revină în atenție și să fie valorificate, pentru că ele pot fi valorificate integral, sunt elemente bio și pot aduce valoare adăugată în atâtea industrii conexe, și nu în ultimul rând, cea legată de materialele inovative. Ați văzut aici, venim lângă zona de textile cu atributul ITNC, cu nanotehnologia și deci trebuie să ne gândim cum facem și aici să ajungem la performanță tehnologică. Pentru că vedeți dumneavoastră natural fibers pentru regiunea mea, acum înseamnă 700 de hectare cultivate cu cânepă, niște hectare cu in, niște competențe de valorificare pe care le mai avem pe la Buhuș, pe la Suceava, pe la Vălticeni, dar ca să ajungi să ai performanță trebuie să ajungi și în zona de dezvoltare tehnologică.
Și de aici am să mă opresc spunând că mesajul meu este acela ca a înțelege că dezvoltarea aceasta se poate face doar împreună. Există performeri și vreau să vi închipuiți ca pe niște persoane foarte înalte, înălțate pe niște picioroange, ne privesc de sus, de acolo, de unde ați văzut imaginea mea, dar mișcarea noastră a comunității către convergență se va face doar atunci când vom putea să unim, să creăm un pod între acești performeri și o platformă de continuitate a performanței. Am ales câteva proiecte pentru că Smart Specialization Nord-Est înseamnă 4 ani de experiență. Pe departe nu putem spune că am ajuns la toate lecțiile învățate. Am atras peste 100 de milioane de euro doar pentru această strategie și din această strategie o să vedeți câteva exemple. Exemple care vin, bineînțeles, de la cei care au îndrăznit și au venit cu aplicații, pentru că, repet, ne-au interesat anumite tipuri de proiecte care pun accent pe dezvoltare inovativă, pe inovație tehnologică sau socială și pe dezvoltare de activități. Bineînțeles că am să încep dând și nume pentru că sunt proiecte care au reușit să facă față unei competiții internaționale. Programul Orizont 2020 este un program în care se finanțează excelența, valoarea adăugată europeană, deci orice proiect câștigat în H2020 înseamnă pentru noi un performer. Acolo aveți exemplele celor de la Universitatea Tehnică Gheorghe Saki, care s-au dus spre materiale avansate, care sunt valorificate în ceea ce înseamnă sustenabilitate pe industrie prin valorificarea mai bună a apei și valorificarea fibrelor naturale. Vedeți, iată, în industria ambalajelor agroalimentare. Un alt actor cu care ne place să spunem că am avut influență asupra evoluției, creierii și evoluției lor este clusterul de textile a Strico Nord-Est, care și el are mai multe inițiative. Spun că după 8 ani și ceva de activitate s-a remarcat acum prin faptul că în sfârșit tricotorii din regiunea noastră și-au creat o platformă unică pentru a atrage noi nișe de piață, noi clienți, și-au o platformă unică de desfacere a produselor, iar acum, mai recent, entitatea de management a clusterului se concentrează pe crearea de competențe tehnologice pentru angajații membrilor din cluster și, bineînțeles, pe explorarea de noi modele de afaceri. Tot la nivel european, în zona de materiale avansate și tehnologia informațiilor și comunicațiilor, se regăsesc Cati Fashion. Reginova, despre care am să vă spun că este o inițiativă pe care am încurajat-o din tot sufletul și pe care o recunosc și vreau să cred că se vor îndrepta către ea mai mulți agenți economici din zona de textile și voi vedea utilitatea, pentru că spuneam podul acela între actori, între mediul academic, cercetare și mediul privat nu se poate face doar printr-o întâlnire de brokeraj sau conferințe. Trebuie făcut printr-o manieră sustenabilă și continuă și astfel de entități care pot oferi servicii companiilor sunt de dorit. De asemenea, companii private care au și ele proiecte, Future in Textile Association și Confil SRL. Despre Regiotex, este o inițiativă europeană, așa cum a spus și domnul Walter. Este parte din Platforma Europeană de Modernizare Industrială. Este un parteneriat transnațional format din 14 regiuni care au recunoscut importanța sectorului textil în strategia de specializare inteligentă, doresc să investească mai mult în cercetare inovare pentru domeniul textil și au împreună o agendă comună prin care își promovează proiectele. O să găsiți mai multe informații pe S3 Platform sau platformele de specializare inteligentă.
50 de milioane de euro pentru dezvoltarea noastră inovativă ne-au venit prin programul operațional regional. Nu pot să trec peste asta, pentru că este în continuare, ca să zic așa, maieul nostru. Dacă orizont 2020 este costumul, cred că Regio este the very one. Pentru că ce obținem acolo? Facem investiții directe în micro-întreprinderi și companii. Și mă bucur să văd că avem 20 de companii care au luat finanțare pentru investiții în tehnologizare. După aceea avem o altă componentă prin care am dorit să dezvoltăm mai mult zona de servicii de transfer tehnologic, să creăm entități care să funcționeze 100% din timp pentru a servi companiile în a înțelege, a le ajuta să identifice furnizori de tehnologie, să o aducă, să facă proiecte și să-și modernizeze fabrica. Sunt două proiecte, unul la Iași și unul la Vaslui. Cel de la Iași este pe materiale avansate și TIC, iar cel de la Vaslui este spre zona de sustenabilitate, mediu și energie. De aia vi le-am pus pe amândouă. Și nu în ultimul rând, ceva ce am pornit doar noi, Nord-Est România, Autoritatea de Management și DigiRegio a acceptat, și anume că avem nevoie de proiecte de cercetare inovare integrate. Pentru că nu este suficient să descoperi ceva, să ai un patent și apoi să aștepți un alt program de finanțare ca să fii capabil să-l prototipezi sau să îl aplici în industrie. Și iată că ceea ce ni se părea absolut imposibil de transmontat, noi am făcut, avem un ghid, avem 25 de milioane de euro și avem și portofoliu de proiecte și chiar vreau să spun că am și proiecte frumoase din industria textilă. Avem proiect pe industrie 4.0 pentru o companie mare și avem Texcombatul pentru valorificarea deșeurilor textile în agricultură, deci avem, de asemenea, Innovation Hub, care se duce spre haine personalizate pentru persoane cu dizabilități. Deci lucrurile se mișcă. Și pentru noi asta înseamnă deja un început foarte bun. Și dacă vreți să verificați că ce am spus este adevărat, veți merge pe site, veți vedea cu ce ne ocupăm, ce facem. Poate vă interesează zona de startup și Business Angel, aveți Rubik Hub, poate vă interesează training, aveți centru de resurse, poate vă interesează internaționalizare direct și vreți să colaborați, aveți colegii mei de pe Enterprise Europe Network, care sunt, dacă vreți, help desk de zi cu zi pentru mediul de afaceri care dorește să inoveze și să internaționalizeze, servicii gratuite, personalizate pentru companii ambițioase. Și apoi două proiecte care sunt în derulare și n-am vrut să trec peste ele, pentru că viața noastră de zi cu zi, când aveți proiecte europene, înseamnă, printre altele, și achiziții. Avem un proiect care promovează achizițiile publice verzi, lucrăm și în zona aceea, și un proiect care se duce spre zona aceasta de reducerea consumului de apă. Deci noi vrem să începem și cu lucrurile mici. Reducerea de consum de energie, reducerea consumului de materiale și de apă și apoi, așa cum am spus, în momentul de față, de exemplu, așteptăm rezultatul la un proiect pe Danube pe care l-am propus pentru a crea aceste zone de creativitate în industria textilă regională. Cam asta a fost și sper că la sfârșitul lunii iunie, dacă vă interesează subiectul cercetării și inovării și mai sunteți prin preajmă și n-ați plecat în concediu, să fiți alături de noi la un eveniment important, Săptămâna Regiunilor Inovative din Europa, ediție jubiliară cu numărul 10, este adusă la Iași pentru 3 zile, este organizată împreună cu Comisia Europeană și cu Ministerul Cercetării și Inovării. De la Comisia Europeană este Directoratul General de Cercetare și inovare, foarte frumos, 55 de speakeri internaționali, 12 evenimente specializate care iau subiectul și din partea privată și din partea publică, pentru că, desigur, interesele sunt diferite, workshop-uri, mini-training-uri, aveți de unde alege. Vă mulțumesc!